Hristos din mulți-a înviat, în slava lui cerească, viață nouă el ne-a dat și pace sufletească. A înviat Iisus din mort, a înviat Iisus din mort, că Iisus a înviat din morți. Hristos din morți a înviat și astfel mântuirea în veci de veci a câștigat, aducând nemurirea. A înviat Iisus din mort, a înviat Iisus din mort, cântați că Iisus a înviat din mort. Hristos din mort a înviat, zdrobintăria morții, Hristos a înviat. Vă rog să deschideți împreună cu mine Sfintele Scripturi la Psalmul 24, pe care vom citi la începutul acestui serviciu de închinare. Psalmul 24. Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, lumea și cei ce o locuiesc, căci el l-a întemeiat pe mări și l-a întărit pe râuri. Cine va putea să se suie la muntele Domnului? Cine se va ridica până la locul lui cel sfânt? Cel ce are mâinile nevinovate și inima curată, cel ce nu-și dă sufletul la minciune și nu jură ca să înșele,
acela va căpăta binecuvântarea Domnului, starea după voia lui dată de Dumnezeul mântuirii lui. Iată partea de moștenire a celor ce-l cheamă, a celor ce caută fața ta, Dumnezeul lui Iacov. Porți, ridicați-vă capetele, ridicați-vă porți veșnice, ca să intre împăratul slavei. Cine este acest împărat al slavei? Domnul cel tare și puternic, Domnul cel vitează în lupte. Porți, ridicați-vă capetele, ridicați-le porți veșnice, ca să intre împăratul slavei. Cine este acest împărat al slavei? Domnul oștirilor, El este împăratul slavei. Amin. Ne chinăm înaintea ta, Doamne Tată care ești în cerul, și lăudăm numele Tău, numele Domnului nostru Iisus Hristos, împăratul slavei, care a biruit moartea, s-a ridicat biruitor din mormânt și ne-a dus împreună cu El la o viață nouă. Mulțumim, Doamne, că ne-ai îngăduit să ajungem din nou sărbătoarea aceasta măreață a învierii Domnului Iisus, și mă rog să pui bucuria aceasta a învierii în fiecare inimă, a fiecăruia prezent în locul acesta, Doamne, și dacă este cineva care nu-L cunoaște pe Domnul Iisus și n-are viața, să o primească chiar astăzi. Dorim, Doamne, să ne apropiem de Tine cu reverență și cu bucurie. Și Te rog să ne învrednicești să lăudăm numele Tău așa cum se cuvine, în numele Domnului Iisus. Amin. Haideți să rămânem așa și să cântăm imnul învierii: Hristos a înviat. Să fie Domnul. Vă rog să vă așezați. Domnul ne-a dat harul să sărbătorim din nou învierea Domnului Iisus și aș vrea să continuăm să o facem cu bucurie, așa cum am făcut și de dimineață, să ne apropiem de Domnul cu reverență, așa cum am făcut și trebuie să facem de fiecare dată când ne apropiem de Domnul, având de plin imprimat în conștiințele noastre faptul că Domnul este Dumnezeul care ne-a răscumpărat. Slăvit să fie numele Lui! În seara aceasta ne conduc în închinare, cel puțin în prima parte a serviciului, copiii din corul de copii. Domnul să-i binecuvânteze, să le dea mult har și nouă tuturor. Ascultăm corul lăudând pe Domnul.
N-ar fi înviat Hristos, zadarnic ar fi fost credința și omul purur păcătos îngemenat cu suferință și prin lume și-ar fi dus căința, recunoscând ce-i biruință, de n-ar fi înviat Hristos. De n-ar fi înviat Iisus, zadarnic ar fi fost cuvântul, ce pretutindeni s-a spus și s-a împânzit cu el pământul. N-am fi știut ce-i legământul și veșnic n-ar fi fost mormântul, te n-ar fi înviat Iisus. Dar Domnul a înviat din morți și arată ca învierea ce-a sfărâmat închise porți e semnul de vieții și puterea, ce aduce lumii mânghierea și jertfei înfierea. Hristos a înviat din morți.
locul meu și al tău, el s-a jertfit, să scapă omenirea de la moarte la Golgota, Iisus curăstinit. El pe cărui haine s-au pus sorții și în groapa rece a fost așezat, s-a ridicat, zdrobind puterea morții, și a treia zi Hristos a înviat. Hristos a înviat din morți, a biruit mormântul. Îi cântă îngerii toți, îi cântă întreg pământul. Hristos a înviat din morți și ne-a adus iertare. El ne-a deschis al vieții porți, prin el avem salvare. Venit cu toții ne închinăm, celui ce ne iubește, onoară, slavă lui să-i dăm, căci Domnul veci trăiește.
Și plin de necredință. Tu baci acum în palme lui, în cui? Trezește-te acum din amorțire. Crede în el să fii și tu salvat. Și, bucurându-te de mântuire, să spui și tu, Hristos a înviat. Hristos e viu, tu nu mai sta și aleargă și spune că Iisus le poate da iertare și păcatele să șteargă acelor la care cred în jertfa sa. Neîncetat slăviți Mântuitorul, care pentru noi a fost crucificat. Să-L preamărim pe El, Biruitorul, cântând în cor, Hristos a înviat.
îi rog pe copii să mă ierte că îi fac din nou să stea, dar haide să ne ridicăm cu toți și să cântăm o cântare. După cântarea aceasta vom asculta mesajul în limba engleză. Hristos a înviat. For the sake of all the children and Sora Emma that sing so nicely for us, I'll allow you guys to be seated. I'll give you a little 2-minute break, and then in 2 minutes we'll stand up and read again. Okay? So you may all be seated. Tonight, my message is not going to be directly related to Easter. I'm not going to talk about Jesus' death and his resurrection from the dead and the sacrifice that he paid for us. But instead, I'm going to talk about one of the 12 disciples, 11 of which witnessed both Jesus' death and resurrection and whose lives were forever changed because of it. So I guess in a sense, this message will be vaguely related to Easter. So tonight, I'm going to talk about a disciple whose name is Judas. Or Judas not Iscariot, as he is called in John 14, to distinguish him from Judas Iscariot. And those of you who have been listening to my messages, you've probably noticed a pattern. Usually when I speak, I like to have 3 points to my message. However, as I was studying Judas not Iscariot, I found that throughout the whole Bible, there's only one verse that actually talks about him doing something individually or something not in the group of the disciples. But I have also noticed that throughout the Bible, he's called by 3 names, and interestingly enough, the action that he did do, in a sense, fulfills what all of his 3 names mean. So I can gladly say that tonight we will once again have a 3-point message. And so what I want to do tonight is I want to look at this character. I want to look at Judas, whose other names were Lebius and Thaddeus.
And I want to look at what his names meant. I want to look at how his actions, in a sense, fulfilled what his names meant. Actions that we also can do to earn ourselves a good name. So, if you have your Bibles, please open them up with me to John 14, 21 through 23, and let us now stand so we can read the scriptures. John 14, 21 through 23. He that hath my commandments and keepeth them, he it is that loveth me. And he that loveth me shall be loved of my Father, and I will love him, and will manifest myself to him. Judas saith unto him, not Iscariot, Lord, how is it that thou wilt manifest thyself unto us, and not unto the world? Jesus answered and said unto him, if a man love me, he will keep my words, and my Father will love him, and we will come unto him, and make our abode with him. Amen. You may be seated. And so first, let us look at his birth name, Judas. Oftentimes when we think of the name Judas, we don't really have that great of an image in our minds because of the other man in the Bible whose name was Judas. We think of Judas Iscariot, the man who betrayed Jesus for money and ultimately led him to his death. But the name Judas actually has a really amazing meaning that we should all strive to fulfill. The name Judas means Jehovah leads. And the way he is fulfilling his name in this passage is by the simple fact that he was there to hear Jesus say these words. The fact that Judas, not Iscariot, was a disciple, that he followed Jesus throughout his ministry, and he was in the upper room to hear Jesus say those words, is a fulfillment of his name. And now you may be thinking, you know, that's not that big of a deal, so what? I mean, he was there. But oftentimes we overlook the fact that following Jesus is not an easy thing, and it was not an easy thing. We think it's hard to follow Jesus now, but it was so much worse back then. You know, we truly are blessed to live in this country where we can worship him freely. And every once in a while, we might encounter a little persecution, but it was nothing now like it was back then. It was so much worse back then. Back then, who were those that were calling Jesus a blasphemer and those who were trying to kill Jesus? Was it the Greeks or the Romans? No, it was the Jews. It was Jesus' own people that hated him and tried to kill him. So as you can imagine, being a follower of Jesus back then really was not an easy thing. Judas not only encountered verbal persecution, but his life was also in danger. You know, last time when I spoke on Thomas, I talked about an instance where if the disciples had went into a city, their lives would have been in danger because the people wanted to kill Jesus and the disciples. It was not easy to follow Jesus back then, and he even says this. In Matthew 16, 24, Jesus says, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. The cross here refers to the persecution that Jesus' followers would encounter. And Judas, not Iscariot, knew this. He knew that he would encounter persecution and ridicule and even martyrdom, which according to tradition, we know that after preaching in Edessa, he did. But he didn't care about all of that. His focus was on Jesus and on following him. He knew that all of these terrible things were worth it to be close to Jesus and to feel his presence in his life and to follow him. But what about you in your life? Are you a follower of Jesus even when the times get tough and it's not easy to be a follower? Or do you easily give away into the peer pressure and into the temptations of the world? Do you realize that you will encounter persecution and ridicule, but over realize that Jesus is worth all of this, and that feeling the love of Jesus is worth being hated by the world? Judas means Jehovah leads, and through his life and in this passage, we see that Judas truly let Jesus lead, no matter what the circumstances of his life were. This is his first name. And now the next two names we're going to look at are not his birth names, but they were names given to him by his peers, names that were probably given to him to distinguish him from Judas Iscariot. These were probably names that summed up his character. And the next name of his that we're going to look at is Lebbeus. He is called Lebbeus in Matthew 10:3. And in late Hebrew, the root leb means heart. And so in Greek, this name can be translated man of heart or heart child. And the way heart is used in this name is the same way that it is used in the phrase take heart
or take courage. This implies that he was a man full of courage. And in this passage, we see that Lebius was a courageous person. Earlier on in this passage, we see that Philip also asked Jesus a question. And for those of you who don't remember the message on Philip, I'm going to briefly refresh your memories. Philip brings a request before Jesus. He says, "Lord, show us the Father, and it sufficeth us." And he asks this right after Jesus had just said, "If you have seen me, you have seen the Father." And so naturally, he was rebuked. And in the disciples' finite minds, if ever there was a time to just be quiet and sit back and listen to the Master speak, this was it. But Lebius had something on his mind and something on his heart. And regardless of the prior circumstances and what had just happened to Philip, he took heart, he was courageous, and he brought this request before the Lord. He did not keep it to himself or hesitate, but he was courageous, and he brought his question before the Lord. It was as if he knew what was said in James 1:6. "But let him ask in faith, nothing wavering, for he that wavereth is like a wave of the sea, driven with the wind and tossed." This verse specifically refers to us when we are asking for wisdom, but it can be applied to all of our requests. We should realize that no matter what it is that we have, whether it is too small or too big, or we think that for whatever reason we shouldn't bring it before Jesus, we need to realize that we can bring everything before God, and in fact, he even commands that we do. Philippians 4:6 says, "Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known unto God." Whatever it may be that we have, we should bring it before the Lord with courage. And so, do you bring all of your requests before the Lord with courage, regardless of whether you think they're too large or too small for him to care about? The Bible says, "Cast your cares upon him, for he careth for you." Do you know this and bring your requests to the God that loves you and truly cares for you? Or do you keep them to yourself and live a life not of courage, but a life of timidity? Lebius means heart child. It implies courage. Lebius had something he needed to ask the Lord. And regardless of the prior circumstances, he took courage and brought his request before the Lord. That is the second name I wanted to talk about. And now, his final name that I want to talk about is Thaddeus. He's called Thaddeus in Matthew 10:3. And in Mark 3:18. And just as Leb means heart, Thad means breast. And just as Lebius means heart child, Thaddeus means breast child. And what we get from this is the image of a nursing child. And along with this allusion comes the implication of a tenderness or compassion about Thaddeus. Also, we know that Thaddeus was one of the younger of the disciples in the group. He wasn't the youngest. That was John, but we know that he was also one of the younger disciples of the group. So in a sense, he was a child among the older disciples, which is probably how he got this name. And we see that Thaddeus is a compassionate person. We see this by his request, by what he asks. He says, "How is it that thou wilt manifest thyself unto us and not unto the world?" And in the next verse, we see what this manifestation refers to. It refers to Jesus revealing himself to one and making his abode or his home with them. Clearly, this manifestation refers to salvation. And to Thaddeus, it wasn't enough that just he would be saved and he would be eternally secure, but he wanted the whole world to be saved. He knew that he would receive a gift, and he didn't want to keep this gift all to himself, but he wanted to share this gift with the rest of the world. Why? Because he was compassionate and he cared for the world. He wasn't only a courageous man of action, but he knew that along with this action, there needs to be love. Of course, there comes a time where we need to talk to those who are not saved, and we need to tell them that they too are sinners and that they too need the Lord. But we should not do this as people who are self-righteous and higher and holier than they are. We should do this with love. Jesus says in John 13:35, "By this shall all men know that ye are my disciples, if ye have love one toward another." How does the world know that we are disciples of Jesus? Not by constantly rebuking them and by showing them that we are somehow better than them, because we're not, but by showing them the same love that Jesus showed us and continues to show us day by day.
And, you know, the world is quick to see how we act, whether we like it or not. I remember last year, after picture day at school, my brother picked me up, Brian, and we went to Taco Bell. And after I had given my order, the lady who took the order asked me, "Are you a Christian? Do you go to a Christian school?" You see, I was still dressed in my picture day clothes. I was dressed in a nice kamasha and a fancy tie. So I'm assuming that's why she guessed. And she asked, "Are you a Christian? Do you go to a Christian school?" I don't know. I guess I must have been wearing my clothes with love that day or something. But, you know, this just goes to show that the world is quick to see us, and they're quick to deduce things about us, and they're quick to see how we act. And so how do you act towards the world? Do you show them love, or do you condescend and rebuke them as if you are better than them? Do you also want to share this gift of salvation that God has given us, or do you keep it strictly to yourself? Thaddeus means a breast child. It implies love and compassion. Thaddeus showed his love towards the world and towards the lost through his desire to share the gift of salvation towards all of the world. And we need to live our life in a way that will earn us a good name before the world and before God. Now, don't get me wrong. I'm not saying that we should live out what our names mean, although that can also be a good thing. My name, my first name, is Jonathan. That means gift from God. Now, of course, I think I'm a gift from God, but if you ask my brothers, they'll probably say differently. And of course, it is good for me to act in a manner that is a gift from God, but that's not the point that I'm trying to make today. What I'm saying is that we should live in a manner that earns us a good name, and we can do this by learning from this man, by learning from Judas, Labias, Thaddeus. We all ought to be Judases in the sense that we all ought to let Jehovah lead. We all ought to follow him wherever he takes us. We all ought to be Labiases. We ought to live a life of heart and of courage before the Lord and towards the world. And finally, we ought to be Thaddeuses. We ought to live a life of love and show compassion towards the world and towards the lost. May God help us all. Amen. Cât conținut în numele unui om, nu-i așa? Domnul să ne ajute într-adevăr să trăim într-un mod exemplar. Vom continua serviciul nostru de închinare, ascultând-o pe Jesse cu câteva versete sau un verset pe care le va recita și slava Domnului, după care vom asculta un trio. Surorile Ruth, Younes și Ariana vor slăvi pe Domnul cu o cântare. După care fratele Petrică Buzdugan cu o poezie. Mark chapter 16, verses 1 through 8. When the Sabbath was over, Mary Magdalene, Mary, the mother of James, and Salome bought spices so they may go to anoint Jesus' body. Just very early on the first day, just after the sunrise, they were on their way to the tomb, and they asked each other, "Who will roll the stone away from the entrance of the tomb? But when they looked up, they saw that the stone had been rolled away. As they entered the tomb, they saw a young man dressed in a white robe sitting on the right side, and they were alarmed. "Don't be alarmed," he said. "You are looking for Jesus the Nazarene. He is risen. He is not here. See the place where they laid him. But go tell his disciples and Peter, he is going to go ahead of you. He is in Galilee. There you will see him just as he told you." Trembling and bewildered, the women went out and fled from the tomb. They said nothing to anyone because they were afraid.
darkness Jesus found me, touched my eyes and made me see. Broke sin's chains that long had bound me, gave me life and liberty. Oh, glorious love of Christ, my Lord divine, that made him stoop to save a soul like mine. Through all my days and then in heaven above, my song will silence never. I'll worship him forever and praise him for his glorious love. My song will silence never. I'll worship him forever and praise him for his glorious love. Oh, amazing truth to ponder. He whom angel hosts attend, Lord of heaven, God's Son, what wonder. He became the sinner's friend. Oh, glorious love of Christ, my Lord divine, that made him stoop to save a soul like mine. Through all my days and then in heaven above, my song will silence never. I'll worship him forever and praise him for his glorious love. My song will silence never. I'll worship him forever and praise him for his glorious love. Oh, glorious love of Christ, my Lord divine. Oh, glorious love that made him stoop to save a soul like mine. Through all my days and then in heaven above, my song will silence never. I'll worship him forever and praise him for his glorious love. My song will silence never. I'll worship him forever. I'll worship him forever. My song will end, no, never. I'll worship him forever and praise him for his glorious love. Praise him for his love. Hristos a înviat. Cu adevărat, astăzi a fost o zi de bucurie. Cred că nicio zi din cursul anului n-a fost și nu este pentru noi o mai mare și o mai frumoasă zi în care să ne bucurăm că Domnul nostru a înviat ca noi să fim socotiți neprihăniți înaintea Tatălui. Domnul Iisus Hristos a spus: eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Străin a fost atunci de mulți, străin este și astăzi pentru mulți Domnul Iisus Hristos, ba mai mult este batjocorit, este hulit și este tot mai respins de către oameni. Dar cu toate acestea, bucuria noastră este că El fiind în noi, a făcut din noi împreună lucrători cu El pe ogorul Evangheliei și cu toată prigoana care astăzi se naște în lume împotriva Lui și împotriva copiilor săi, mai sunt încă oameni care se întorc la El. Străinul. Mereu pribeag, din loc în loc, mergea prin arșiță, prin ploi, era un călător prin lume și gândul lui zbura spre noi.
Mesajul blând de atâtea viacuri este ecoul pace vouă, dar neînțeles era străinul semănător de viață nouă. L-a vitregit mereu minciuna, străin a fost de viclenie, nu a intrat în cuib de ură și nici n-a suferit mântrie. Un visător părea sărmanul, purta de lipsuri de nevoi, dar deveni în lungul vremii deschizător de drumuri noi. Cuvântul ce părea atunci doar o strigare în zadar, s-a răspândit, a prins viață și astăzi ia lumii far. Bătea la ușile încuiate și oameni simpli l-au primit. De atunci vieți nenumărate, nemuritoare au devenit. Nu voi uita, cred, niciodată, măreața clipă ce am trăit. Mi-a ciocănit duios la ușă, eu i-am deschis și l-am primit. Și trăirea împăcătoasă, boldui falnic a surpat, a clădit apoi în mine viață nouă, gând curat. Da, străinul de altădată, azi îmi este cel mai drag, nu l-aș da pe lumea toată, vreau să fiu cu el pribeag. De aproape 2000 de ani încearcă porțile încuiate, străinul e la ușa ta, nu-l simți? Auzi-l, bate, bate. Deschide-i clipa mântuirii, căci viața fără el pustiul. Mâine, data următoare, ia seama, va fi prea târziu. Minunată este clipa întâlnirii neașteptate, de a intrat în casa ta, prețuiește-l, soră, frate. Pentru el, aici în lume, de necaz o să ai parte, nu-l lăsa însă străin, însoțește-l până la moarte. Peste tot, oricând, în toate, să înălțăm steagul lui Iisus și să spunem tuturora că noi totul e Iisus. Amin. Avem cu noi în seara aceasta un frate din România, fratele Sebastian Mariniuc, de la Asociația Creștină pentru Tine din Botoșani. Fratele ne va aduce ne va face o prezentare a lucrării pe care i-a încredințat-o Domnul, dar înainte de aceasta aș vrea să ne ridicăm din nou și să slăvim pe Domnul cu o cântare și apoi vom asculta pe fratele cu prezentarea. Haideți să cântăm numărul 871, Because He Lives.
Hristos a înviat? Este o bucurie și emoție să stau înaintea dumneavoastră, să spun câteva cuvinte despre modul în care Dumnezeu lucrează în România. Sunt aici împreună cu soția și împreună cu unchiul meu, Gelu Ursache, care locuiește în state. Am înțeles că îl cunoaște pe fratele Liviu Bălaș de la Cluj, de la organizația IC Homo. Așa că haideți să găsim câteva lucruri care să ne lege sau să le cunoaștem împreună. Vreau să vă spun cum îl cunosc eu pe fratele și lucrarea lui. Acum 15 ani, tatăl meu căuta de lucru și într-una din mărturiile lui într-o biserică a spus așa: aveam nevoie să hrănesc cei 7 copii și Dumnezeu mi-a dat un loc de muncă în care, cu care am putut să hrănesc cei 7 copii și alte încă 70 de familii. Atunci a fost angajat la organizația IC Homo și asta a fost o binecuvântare și este o binecuvântare în continuare pentru noi, care locuim în Botoșani. Lucrarea mea de licență a avut ca studiu de caz organizația IC Homo din Cluj. Așa că am petrecut acolo un timp, încercând să văd cum Domnul a lucrat și cum a ținut această organizație chiar și atunci când a venit criza financiară. A fost un lucru deosebit pentru mine. Apoi, acum 4 ani, am fost angajat la IC Homo și lucram la Botoșan ca și lucrător social. Și atunci a fost momentul când am început și lucrarea de la centru de zi pentru copii, de care vă voi spune în momentele următoare. Acum 3 ani a fost și momentul în care fratele Liviu mi-a făcut legătura cu fratele Viorel Filip de la dumneavoastră din biserică și el este o binecuvântare pentru copiii de acolo. A fost de 2 ori acolo în vizită la noi, i-a văzut și acum sunt ca și copiii lui și ne bucurăm și Domnul să-l binecuvânteze și toate persoanele care contribuie într-un fel sau în altul la lucrarea aceasta. Acum 2 ani, secretara de la IC Homo s-a căsătorit și a venit în Statele Unite, așa că fratele Liviu a căutat o nouă secretară. A angajat-o și problema a fost că după o lună am cunoscut și eu această secretară și înțeleg că fratele Liviu avea nevoie de o secretară, dar eu aveam nevoie de o soție. Așa că cu ajutorul Domnului anul trecut ne-am căsătorit și Diana este o soție extraordinară, mai ales aș putea spune doar prin faptul că a renunțat la Cluj ca să vină la sărăcia din Botoșani, spunea cineva, dar a răspuns chemării Domnului și ea este o binecuvântare pentru mine și pentru toți copiii pe care îi slujim acolo. Acum un an, după 20 de ani cât fratele Liviu Bălaș a condus programul Operation Christmas Child în România, din mai multe motive a renunțat la această lucrare și acum în termeni mai puțin aș putea spune de facultate, m-a împins pe mine în față și am preluat lucrarea aceasta, o slujire extraordinară cu multe responsabilități. Anul trecut au fost peste 1000 de biserici implicate în România care au primit shoebox-uri și lucrarea asta ajunge la milioane de copii în întreaga lume. Ăsta este motivul pentru care sunt împreună cu soția în America. Voi fi pentru o săptămână, săptămâna următoare în Orlando, acolo unde Samaritan's Purse are o conferință care sărbătorește 100 de milioane de shoeboxuri trimise în toată lumea de la începutul programului. Înainte ca să vă spun doar câteva lucruri despre ce se întâmplă acum la Botoșani, o să citesc câteva versete pentru dumneavoastră și pentru mine. Luca, capitolul 13, începând cu versetul 6. El a spus și pilda aceasta. Un om avea un smochin sădit în via sa. A venit să caute rod în el și n-a găsit. Atunci a zis vierului: iată că sunt 3 ani de când vin și caut rod în smochinul acesta și nu găsesc. Taie-l. La ce să mai cuprindă și pământul degeaba? Doamne, i-a răspuns vierul, mai lasă-l și anul acesta. Am să-l sap de jur împrejur și am să-i pun gunoi la rădăcină. Poate că de acum înainte va face roadă, dacă nu, îl vei tăia. Amin. În momentul acesta sunt 32 de copii proveniți din familii
din cele mai sărace familii din Botoșani cu care lucrăm. Ei vin în fiecare zi de luni până vineri la centru. Dimineața avem copiii de grădiniță și după amiază copiii care merg și la școală. Cu ei facem tot felul de activități. Le oferim o masă caldă, facem temele, tot felul de jocuri cu ei și activități. Copiii iubesc centru de zi și ce ne bucură este faptul că ei vin constant. Și nu sunt niște copii care se tot schimbă, ci vin continuu la centru de zi. Am fost în familiile acestea sărace, am încercat să le ajut, dar adevărul este că foarte greu poți să faci o schimbare în părinți sau în cei care sunt mari. Cineva spunea, mai bine învață-l să prindă peștele decât să-i dai un pește. E foarte frumos, dar dacă el nu vrea să învețe să prindă pește. Noi am zis, hai să învățăm copiii să prindă pește. Și ce vrem noi și cum a deschis Domnul căi acolo la Botoșani, a fost ca o parte din tinerii din biserică să se implice în lucrarea aceasta și să putem spune, copiii aceștia au în față două modele. Modelul părinților și modelul celor care au grijă de ei la centru. Și putem spune, în viață au șansa aceasta, dată de Dumnezeu, să aleagă între bine și rău. Și ne luptăm tot timpul ca acele câteva ore care ei le petrec la centru să fie o binecuvântare pentru ei, să ne apropiem tot mai mult de ei și Domnul să fie slăvit, că acolo se văd schimbări. Vreau să vă dau un exemplu în modul în care Dumnezeu lucrează. Este un tânăr, are 35 de ani, nu-L cunoaște pe Domnul, nu vine la biserică, dar cumva, spune el, a înțeles că 10%, măcar 10% din ce câștigă, trebuie să meargă în altă parte, la cineva. Așa că în fiecare lună, noi îl sunăm pe acest tânăr și îi spunem, avem nevoie de alimentele astea și astea și astea și astea și astea. El are atunci lista pregătită, vine, ni le aduce, ca să vă spun în, poate financiar, ar fi aproape un salar minim pe economie, el îl dă în fiecare lună la centru. Vine, ne le dă, la revedere, cu respect, îl salut și asta e ceva ce nu putem înțelege și le-am spus și fraților din biserică, rugați-vă pentru omul acesta, e absolut incredibil, ca și cum corbii veneau și aduceau pâine. Pur și simplu, când faci pașii aceștia prin credință, ai parte de bucurii deosebite și de minuni deosebite. Lucruri pe care eu le experimentez cu soția mea și cu toți aceia care au ales să fie parte acestei lucrări. Cel mai mare dintre copiii care a fost la noi la centru se numește Romario. Este jumate român, jumate țigan. Mulți din copiii de acolo sunt țigani. A ajuns la liceu, în clasa 9-a și a spus, eu vreau să vin la centru în continuare. Și am spus, dar noi nu ajutăm pentru copiii care au ajuns și la liceu. Nu, eu vin să ajut pe ceilalți copii. Așa că în fiecare zi, copilul ăsta, băiatul ăsta, vine pe jos la centru și ajută copiii de clasa a treia, dacă nu mă înșel. Un alt lucru deosebit despre copiii aceștia. Provin din niște familii extrem de sărace, dar ne bucurăm că au fost primiți între copiii de la biserică. Abia după aproximativ 2 ani și jumătate, când noi am venit în fiecare odată la fiecare luni, da, odată pe lună cu ei în biserică și au ținut un program, abia după 2 ani și jumătate ei au fost primiți în grupul de copii a bisericii. Și eu văd asta și noi vedem asta ca mâna lui Dumnezeu. Pentru că era foarte greu pentru părinți să le explici nevoia acestor copii să fie împreună. Pentru că ar fi, e clar, indirect spuneau sau gândeau, au mișcurici în păr sau ce, nu-i bine să fie lângă copiii noștri. Și în momentele astea, copiii de la centru mai degrabă suferă pentru că le se spune despre ei că sunt pocăiți la școală decât copiii de la biserică. Și am fost anul ăsta, pur și simplu m-am oprit
și m-am gândit cât sufăr eu că sunt creștin și cât mi se spune mie că sunt pocăit, dar mult mai mult copiii aceștia care provin din niște familii care sunt distruse și nenorocite, dar ei merg înainte și spun că sunt credincioși și ei sunt pocăiți și Domnul să-i binecuvânteze și să-i întărească pentru asta. În criză Dumnezeu binecuvântează. Multe crize am avut în acești 4 ani de când am răspuns chemării lui Dumnezeu în lucrarea asta grea, dar frumoasă, și în crize Dumnezeu se arată într-un mod extraordinar. Prin criză am văzut minuni și am pornit de la o sală care am închiriat-o și cu ajutorul Domnului acum avem 2 săli renovate, săli de clasă, avem bucătărie, sală de mese, un birou, o cameră de oaspeți și creștem tot mai mult, spațiul este a nostru și vrem să luăm și mai mult. Sună ca și cum am fi bogați și am primit mult, da? Să știți, de la zero. Și asta e un lucru extraordinar. O să revin doar puțin la textul pe care l-am citit, pentru că este textul din care Dumnezeu mi-a vorbit pentru anul acesta și cu care eu continui să mă lupt în anul acesta. Doar câteva gânduri. Vedem acest smochin sădit în vie. Asta înseamnă că Dumnezeu are un scop cu mine și cu dumneavoastră. Sădit înseamnă plantat, pus, nu e la întâmplare acolo. Și eu nu sunt la întâmplare în Botoșani, așa cum dumneavoastră nu sunteți la întâmplare aici. Dumnezeu are un scop cu mine și cu dumneavoastră. Un alt lucru. Vedem acest smochin în această vie, asta înseamnă că este păzit. Sunt păzit și sunteți păziți ca să ajungeți la ceea ce Dumnezeu vrea pentru dumneavoastră, la aduce rod. Un alt lucru este că Dumnezeu nu numai că ne păzește, se îngrijește ca să ajungem acolo încât să aducem roadă. Vedem aici discuția interesantă între vier și proprietar. Și vierul spune, mai lasă-l un an, eu voi avea grijă de el. Și sper că atunci când te vei întoarce să-l cauți, să vezi dacă are roadă, el să aibă roadă. Ce am luat eu personal pentru mine și pentru lucrarea aceasta, anul acesta, este asta. Domnul Iisus Hristos este 100% gata să-mi ofere toate resursele de care am nevoie pentru a aduce roadă. Ce am putea lua fiecare dintre noi este asta. Dacă suntem acum în viață, anul acesta, sunteți acolo unde sunteți, să aveți această încurajare. Domnul Iisus Hristos este pregătit și e 100% convins și vrea să vă ofere tot ce aveți nevoie ca să aduceți roadă. Pentru că vine momentul când vine Tatăl și o să vadă roadă sau frunze. Ce facem cu resursele lui Dumnezeu? Asta mă întreb pentru mine și asta trebuie să ne întrebăm fiecare dintre noi. Ce minunat este că are Dumnezeu un plan cu noi, ne păzește, ne îngrijește și este dispus, Domnul Iisus Hristos, să ne dea tot ce avem nevoie ca să ducem roadă pentru gloria Lui. Mă rog ca Dumnezeu să dea roadă aici, în familie dumneavoastră, în orașul în care locuiți, în biserica aceasta și să aducă roade și la noi acolo, la Botoșani, în lucrarea în care Dumnezeu ne-a chemat. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Mulțumesc. Amin. Avem și alți oaspeți în mijlocul nostru. Înainte însă ca să trecem la ceilalți oaspeți, cine dorește să se implice în lucrarea aceasta și să ajute, poate să-l contacteze pe fratele Viorel, care e omul de legătură în biserica noastră. E cu noi fratele Elvis Opriș, de cu mulți ani în urmă, nu chiar așa de mulți, dar cu câțiva ani în urmă a fost aici la noi la biserică, apoi s-a mutat și s-a întors să viziteze împreună cu familia. Ne bucurăm să avem în mijlocul nostru și dacă un salut, să primim salutul. Sunt aici astăzi la balcon. Mulțumim, ne bucurăm să fim aici cu dumneavoastră și dacă auziți copii care plâng, sunt a mei, să știți. După 12 ore de condus și 12 ore care le avem în fața noastră,
Vă rugăm să ne purtați rugăciunile dumneavoastră. Domnul să ne însoțească. Mulțumim. De asemenea, vreau să transmit salutări bisericii noastre, care spune salutări în numele Domnului Iisus Hristos, care a fost dat din pricina fără de legilor noastre și a înviat din pricină că am fost socotiți neprihăniți. Roman 4:25. De asemenea, vreau să transmit salutări din partea fratelui meu, Gabriel, care este misionar în Oman, chiar lângă Saudi Arabia, și știu că unchiul Daniel îmi spunea că vă rugați pentru el și chiar ieri am apucat să vorbim cu el. Purtați-l în rugăciunile noastre în continuare și ca Domnul să-i dea înțelepciune să învețe limba și să poată să aibă oportunități de a mărturisi Evanghelia celor de acolo. Amin. Mulțumim. De asemenea, este cu noi o soră și cel de tare, că nu cunosc nici pe sora, nici numele din ei. Pot să o identific ca pe fiica sorei Lili a Petri. Da. Adevărat că a înviat. Și noi biruim prin orice Domnul ne pune. Mă bucur să fiu în mijlocul bisericii. Noi din România suntem din Arad. Eu am graduat la liceu baptist din Arad și am venit aici de vreo 10 ani. Trăiesc în Shreveport, Louisiana și acum am venit să o vizitez puțin pe mami. Mă bucur să fiu în mijlocul dumneavoastră. Mulțumim! Dacă avem alți oaspeți care doresc să se prezinte. Un alt anunț, câteva alte anunțuri. A venit revista Genesis, revista misiunii Genesis, așa se numește și revista. Cei care doriți să o procurați, puteți să vă adresați la fratele Sini și puteți să aveți revista aceasta. Un alt anunț, am intrat cu ajutorul Domnului în săptămâna aceasta și n-am să anunț toate activitățile și toate serviciile, doar o activitate care nu este programată în mod regulat, este o repetiție a corului bărbătesc. Sâmbătă seara la ora 6:45, corul se pregătește să facă o ieșire, o misiune. Și în vederea misiunii acesteia, frații trebuie să vină să se pregătească, deci sâmbătă la ora 6:45. L-am amânat pe fratele Mircea, dar de data asta n-am să-l mai amân. Dacă fratele Mircea dorește să ne aducă salutări și câteva cuvinte. Totodată. Ok. Atunci haideți să ne ridicăm și în timp ce cântăm o cântare, să ne închinăm Domnului cu darurile noastre.
cuvântul lui Dumnezeu. Dimineața s-a citit narațiunea învierii din Matei și apoi din Luca și din Ioan. Jesse a citit narațiunea învierii din Evanghelia după Marcu. Și aș vrea să continuăm în seara aceasta cu narațiunea începută dimineață în Evanghelia după Luca, în capitolul 24, să citim începând cu versetul 13. În aceeași zi, iată, doi ucenici se duceau la un sat numit Emaus, care era la o depărtare de 60 de stadii de Ierusalim, și vorbeau între ei despre tot ce se întâmplase. Pe când vorbeau ei și se întrebau, Iisus s-a apropiat și mergea pe drum împreună cu ei. Dar ochii lor erau împiedicați să-L cunoască. El le-a zis, ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum? Și ei s-au oprit uitându-se triști. Drept răspuns, unul din ei, numit Cleopa, i-a zis, tu ești singurul străin aici în Ierusalim de nu știi ce s-a întâmplat în el în zilele acestea? Ce le-a zis el? Și ei au răspuns, ce s-a întâmplat cu Iisus din Nazaret, care era un proroc puternic în fapte și în cuvinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului norod, cum preoții cei mai de seamă și mai marii noștri l-au dat să fie osândit la moarte și l-au răstignit. Noi trăgeam nădejde că El este acela care va izbăvi pe Israel, dar cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri, ba încă niște femei de ale noastre ne-au pus în uimire. Ele s-au dus dis de dimineață la mormânt, nu i-au găsit trupul și au venit și au spus că ar fi văzut și o vedenie de îngeri care ziceau că El este viu. Unii din cei ce erau cu noi s-au dus la mormânt și au găsit așa cum spuseseră femeile, dar pe El nu L-au văzut. Atunci Iisus le-a zis, o nepricepuților și zăbavnici cu inima când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii. Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa? Și a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. Când s-au apropiat de satul la care mergeau, el s-a făcut că vrea să meargă mai departe, dar ei au stăruit de el și au zis, rămâi cu noi căci este spre seară și ziua aproape a trecut. Și a intrat să rămână cu ei. Pe când ședea la masă cu ei, a luat pâinea și după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o și le-a dat-o. Atunci li s-au deschis ochii și l-au cunoscut, dar el s-a făcut nevăzut dinaintea lor. Și au zis unul către altul, nu ne ardea inima noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea scripturile? S-au sculat chiar în ceasul acela, s-au întors în Ierusalim și au găsit pe cei 11 și pe cei ce erau cu ei adunați la un loc și zicând, a înviat Domnul cu adevărat și s-a arătat lui Simon. Și au istorisit ce li se întâmplase pe drum și cum l-au cunoscut la frângerea pâinii. Pe când vorbeau ei astfel, însuși Iisus a stătut în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă! Plin de frică și de spaimă, ei credeau că văd un duh, dar el le-a zis, pentru ce sunteți tulburați și de ce vi se ridică astfel de gânduri în inimă? Uitați-vă la mâinile și picioarele mele, eu sunt, pipăiți-mă și vedeți! Un duh n-are nici carne, nici oase, cum vedeți că am eu. Și după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și picioarele sale. Fiindcă ei de bucurie încă nu credeau și se mirau, el le-a zis, aveți aici ceva de mâncare? I-au dat o bucată de pește fript și un fagure de miere, el le-a luat și a mâncat înaintea lor. Apoi le-a zis, iată ce vă spuneam când încă eram cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă scripturile. Amin. Nu o să analizăm în seara aceasta textul care l-am citit, ci aș vrea să continui gândurile care le-am început dimineață privind rațiunile pentru care Domnul Iisus Hristos a înviat. Trăim bucuria reînnoită a învierii. Domnul Iisus Hristos este Cel care a murit pentru păcatele noastre, Cel care a înviat pentru noi, Cel care s-a înălțat în slavă și Cel care de la dreapta Tatălui își desăvârșește lucrarea de mântuire pe care am făptuit-o în folosul nostru. Când le-a întâlnit pe primele femei, la mormânt, Domnul Iisus le-a spus, bucurați-vă, suntem îndemnați și noi să ne bucurăm împreună cu toți cei răscumpărați, pentru că avem un mântuitor viu, slavă Lui. Noi care credem în înviere avem motive serioase de bucurie. Credința în înviere ne certifică cine este mântuitorul nostru. Știm că prin înviere El a dovedit lumii că este Dumnezeu întrupat.
Avem un mântuitor, nu un om, nu un teolog, nu un profet oarecare, ci avem un mântuitor care este însuși Dumnezeu, întrupat, cel care a luat păcatele noastre și le-a ispășit pe cruce și în felul acesta ne-a mântuit, slavă Lui. De ce a înviat Domnul Iisus Hristos? A înviat ca să ne demonstreze cine este El, e Dumnezeul nostru. Apoi a înviat ca să ducă la mântuire, să ducă la capăt mântuirea noastră, spuneam dimineață. Nu noi ducem la capăt mântuirea noastră, ci El a dus-o. Cum adică nu este mântuirea noastră completă? Când a strigat pe cruce s-a sfârșit, n-a isprăvit El, n-a lucrat până la capăt mântuirea noastră? Și da și nu. În ce privește prețul care trebuia plătit pentru mântuirea noastră, Domnul Iisus Hristos a cumpărat o mântuire completă. A plătit tot prețul pentru mântuirea noastră, a plătit prețul integral. Unii cred acum că rămâne ca noi să ducem mai departe mântuirea și să ne menținem în această mântuire pe care El a plătit-o cu preț de sânge. Domnul Iisus însă a înviat și prin învierea Lui ne-a arătat că Dumnezeu Tatăl este satisfăcut cu moartea Lui. Și prin urmare, păcatele noastre au fost iertate în jertfa Lui. În ce privește prețul plătit, am spus că mântuirea noastră este completă. În ce privește posesiunea noastră, posesiunea mântuirii, ea nu este încă deplină. Mântuirea este sigură, dar nu avem decât arvuna, spune cuvântul. Ni s-a dat arvuna și urmează într-un moment oarecare să primim restul. Știți când primim cealaltă parte a mântuirii noastre? La venirea Domnului Iisus Hristos. Până atunci, cuvântul ne spune că El mijlocește pentru noi la dreapta Tatălui și ne asigură că ceea ce a început la Calvar va duce la bun sfârșit. În Romani, în capitolul 5, Apostolul ne îndeamnă să ne bucurăm în mântuirea pe care Domnul Iisus Hristos a cumpărat-o cu prețul sângelui Său. Și cuvântul spune, fiindcă suntem desocotiți, neprieniți prin credință, să avem pace cu Dumnezeu, să stăm liniștiți, să ne bucurăm în această stare de har în care am intrat, în care ne-am cantonat. Și să ne bucurăm în nădejdea slavei, spune Apostolul, chiar dacă trecem prin necazuri. În același paragraf, Apostolul Pavel spune, deci dacă Hristos a murit pentru noi când eram păcătoși, când eram vrășmași, cu atât mai mult acum că suntem răscumpărați prin sângele Lui, El ne va mântui. Prin viața Lui, prin ceea ce face după înviere. El mijlocește pentru noi și duce la capăt mântuirea noastră. Spuneam dimineață că nu doar că mijlocește pentru noi la dreapta Tatălui, de acolo Domnul Iisus ne-a trimis Duhul Sfânt. El este cu fiecare credincios, Duhul Sfânt, și prin Duhul Sfânt fiecare credincios poate să trăiască după voia Lui Dumnezeu. Nu este strădania noastră, nu este efortul nostru care ne menține mântuire. Este prezența Duhului Sfânt, Duhul de viață, care învinge noi legea păcatului și a morții. Slăvit să fie Mântuitorul nostru care ne-a lăsat singur și ne-a trimis un alt mângăitor. Dimineața spuneam că, de asemenea, Domnul Iisus, după ce s-a înălțat, a dat darul oamenilor. El a dat bisericii, cum spune cuvântul, apostoli, proroci, evangheliști, păstori, învățători, pentru desăvârșirea sfinților. Cu alte cuvinte, în momentul în care am intrat în mântuire, Domnul Iisus Hristos s-a îngrijit de tot procesul nostru. Nu a lăsat în seama noastră finalizarea mântuirii. A trimis Duhul Sfânt care să ne pună în școala Sfințeniei, ne-a dat daruri în biserică prin care putem să ajungem desăvârșiți. El este cu noi în fiecare zi, așa după cum a promis. Și va veni ziua în care ne va plăti și cealaltă parte a mântuirii sau ne va da cealaltă parte a mântuirii pe care nu o avem. Care e partea mântuirii pe care nu o avem la ora actuală? Răscumpărarea trupului încă nu avem. Glorificarea încă nu am experimentat-o, dar când Domnul nostru se va arăta a doua oară pe norii cerului, cuvântul spune că atunci vom primi trupuri glorioase, mântuirea noastră va fi deplină. Nu-i niciun dubiu că suntem mântuiți, nu-i niciun dubiu că vom ajunge la capăt. Ne bizuim pe promisiunile sale. Dumnezeu, Salvator, Mântuitor, care ține ceea ce a promis. Așteptăm în nădejde răscumpărarea trupurilor noastre. Și acum spuneam dimineața că mai există un motiv pe care aș vrea să-l prezint, de ce a înviat Domnul Iisus Hristos. Un alt motiv al morții Domnului Iisus, al învierii Domnului Iisus Hristos este acesta. El a înviat să ne ofere motive temeinice să-i credem cuvântul și să ne prevalăm de mântuirea mare pe care a lucrat-o pentru noi. A vrut să ne ajute în neputința noastră, în necredința noastră. A înviat pentru că a avut în vedere neputința noastră, necredința noastră și prin înviere a vrut să ne ajute să credem și să ne punem nădejdea în El. Noi suntem incapabili de cunoaștere.
suntem incapabili de acțiune. Dacă n-ai ajuns încă la concluzia asta cu privire la tine în sus, ești departe încă de sfințenie și de starea pe care Dumnezeu vrea să lucreze în viața ta. Noi suntem incapabili și să-L cunoaștem și să acționăm în vederea mântuirii. De aceea Domnul Iisus ni s-a revelat, ni s-a descoperit, de aceea ne l-a descoperit pe Tatăl. Și de aceea El, prin Duhul Sfânt, lucrează în fiecare din noi, fiecare pas al mântuirii pe care ne-a oferit-o în dar. Și acum, învierea Domnului Iisus Hristos ne certifică, spuneam, faptul că El este Dumnezeu. Învierea Lui ne arată că El a venit să ne mântuiască, să ne ofere o mântuire completă, sigură, veșnică. Dar învierea Lui ne ajută să credem că tot ceea ce El ne-a spus este vrednic de crezare și prin urmare avem toate motivele să acționăm pe baza cuvântului Lui Dumnezeu. Cât a fost pe pământ, Domnul Iisus a fost mereu solicitat să facă minuni pentru că oamenii să creadă în El. Și într-adevăr a făcut multe minuni. La un moment dat a vorbit celor prezenți despre destinul veșnic al oamenilor și le-a relatat ce s-a întâmplat după moarte cu un bogat și cu un sărac care era așezat la poarta bogatului și de care bogatului nu era milă. Unul, cel ce a refuzat pocăința, bogatul a ajuns într-un loc de chin, spune Domnul Iisus Hristos, celălalt a ajuns într-un loc al fericirii. Și Domnul ne-a relatat apoi o discuție ce a avut loc în lumea de dincolo între doi oameni. Bogatul din locuința morților unde era chinuit l-a implorat pe Avram să trimită pe Lazar, cel care era cunoscut ca și cerșetorul localității, să-l trimită pe Lazar înapoi să adeverească fraților săi. Mai am 5 frați, a spus el. Vreau ca și ei să știe ce îi așteaptă după moarte. Și spune el să creadă și să se pocăiască. Și cererea lui n-a fost satisfăcută. Avram i-a spus că oamenii n-au nevoie să vină cineva din morți ca să creadă și să se pochească. E de ajuns că au cuvântul lui Dumnezeu. Au pe Moise și pe proroci, acesta este înțelesul. Au cuvântul. Acum să ne gândim la învierea Domnului Iisus. În Domnul Iisus Dumnezeu a oferit oamenilor informația cea mai arzătoare de care au nevoie. Știți care este cea mai mare curiozitate a oamenilor? Ce este dincolo de moarte? Dacă există viață dincolo, ce trebuie să facem ca să ne asigurăm veșnicia? Ei bine, în Domnul Iisus Dumnezeu a oferit oamenilor tocmai informația pe care o doresc așa de mult. El, Domnul nostru Iisus Hristos, care a fost dincolo prin moarte, s-a întors la noi prin înviere și ne-a spus ce este dincolo, ce trebuie să facem pentru a moșteni viața veșnică. Domnul Iisus a murit, a trecut dincolo. A venit înapoi în lumea noastră, adeverindu-ne că există viață veșnică și că este nevoie să credem și să ne pocăim ca să intrăm în slava eternă. Oamenii au cerut Domnului Iisus o minune, un semn ca să creadă. Și Domnul Iisus le-a oferit cea mai mare minune a istoriei. A murit și s-a întors la viață într-un trup glorificat. S-a arătat la sute de oameni și a stat de vorbă cu ei, făcând din ei martori ai învierii sale. El a cerut acestor sute de martori să ne adeverească nouă generațiilor următoare faptul că ei l-au văzut mort și apoi înviat. De asemenea, El a inspirat prin Duhul Sfânt pe martorii învierii sale să ne lase înscris informația necesară pentru a crede și a intra în posesia mântuirii. Știți cum își începe Apostolul Ioan, prima lui epistolă? Spune așa, ce era de la început, ce am auzit. Ce am auzit cu urechile, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și ce am pipăit cu mâinile noastre cu privire la cuvântul vieții, cuvântul vieții Domnului Iisus Hristos. Și spune El, viața a fost arătată, noi am văzut-o și mărturisim despre ea și vă vestim viața veșnică, viața care era la Tatăl și care ne-a fost arătată în Domnul Iisus Hristos. Deci am văzut și am auzit. Aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său Iisus Hristos. Ioan spune, am fost martor al celui mai mare eveniment al istoriei. Am văzut cuvântul întrupat, l-am văzut pe Dumnezeu care s-a manifestat în Iisus Hristos și ne-a adus viața, viața veșnică. Și ceea ce am văzut, noi spune El, ce am experimentat, vă vestim și vouă, ca și voi să ajungeți să aveți părtășie cu Tatăl și cu Fiul, să vă bucurați de viața veșnică. Dragii mei, avem înscris mărturiile celor care au fost cu El după înviere. Acum nici un necredincios nu mai are vreo scuză înaintea lui Dumnezeu. Știți de ce nu se poate disculpa nimeni în fața lui Dumnezeu pentru necredință și nepocăință? Ne-o spune Domnul Iisus în Evanghelia după Ioan. Știți de ce e lumea vinovată înaintea lui Dumnezeu? Ioan 15, 22 și 24. Primul verset 15. Domnul Iisus spune așa, dacă n-aș fi venit și nu le-aș fi vorbit, n-ar avea
păcat, dar acum n-au nicio dezvinovățire pentru păcatul lor. Dacă Domnul Iisus nu ar fi venit în lumea noastră și dacă nu ne-ar fi vorbit, Dumnezeu nu ar considera pe oameni vinovați. Dar El a venit, s-a întrupat, a trăit o viață perfectă și ne-a dat învățătura cea mai impresionantă. Și acum mai pot fi oamenii fără vină dacă îl resping? Nici de cum. Primul motiv al vinovăției lumii, Dumnezeu s-a întrupat și ne-a vorbit. Al doilea motiv al vinovăției, Domnul Iisus spune așa, dacă n-aș fi făcut în trei lucrări pe care nimeni altul nu le-a făcut, n-ar avea păcat. Dar acum le-au și văzut și m-au urât și pe mine și pe tatăl meu. Ce trist! Domnul Iisus a făcut lucrări așa de mari că nimeni n-ar putea să se mai îndoiască de divinitatea Lui. A deschis ochii unui orb din naștere. Cel vindecat de orbire a spus celor care îl chestionau, zice, de când e lumea nu s-a mai auzit ca un orb din naștere să-și recapete vederea. Să-și capete vederea, nu să-l recapete, să-l capete. Și ce au concluzionat oamenii care l-au analizat și au cerut mărturia? Pentru că Iisus nu se conforma prejudecăților lor religioase, a spus, e un păcătos, nu vrem să știm de el. Dacă n-aș fi făcut lucrările pe care le-am făcut, a spus Domnul Iisus, n-ar avea păcat. Domnul Iisus l-a înviat pe Lazar din morți, sub privirile stupefiate ale atâtor martori. Acolo au fost, spune cuvânt, o mulțime de iudei care veniseră din Ierusalim, locuitorii Ierusalimului, să mânghe pe cele două surori pentru pierderea fratelui lor. Și acum Domnul Iisus l-a înviat sub privirile lor, cum spuneam, stupefiate. Rezultatul? Cuvântul spune că iudeii au hotărât să-l omoare și pe Iisus și pe Lazar, pentru că datorită lui Lazar cel înviat, unii credeau în Iisus. Dacă nu ar fi fost aceste lucrări, Dumnezeu n-ar considera pe oameni păcătoși și nu le-ar ține păcatul în seamă. Așa ne spune Domnul Iisus. Acum, toate mesajele pe care le-a rostit Domnul Iisus și toate minunile pe care le-a făcut Domnul nostru nu pot fi comparate cu minunea învierii sale și cu mesajul pe care îl transmite prin învierea sa. Și de aceea pot să adaug pe linia celor argumentate de Domnul Iisus, dacă El n-ar fi înviat, dacă nu ne-ar fi certificat învierea sa cu atâtea dovezi și mărturii și documente, oamenii n-ar avea păcat. Dumnezeu nu le-ar ține în seamă păcatele dacă nu ar fi fost confruntați cu adevărul învierii lui Hristos. În învierea lui Hristos, Dumnezeu a oferit oamenilor cea mai mare minune. Ne-a dat prin învierea Lui cel mai important mesaj ce-l poate auzi urechea omului, și anume că în Hristos avem iertare, răscumpărare și viață veșnică. Tot ce ni se cere este să credem, să ne recunoaștem păcatele și să credem că El a ispășit. Să acceptăm că suntem păcătoși, să mărturisim că Iisus murea pe cruce pentru noi și să proclamăm cu credință că în El suntem iertați și avem viața veșnică. Iată deci motivele pentru care Dumnezeu consideră lumea vinovată. Pentru că a trimis pe Fiul Său, l-a întrupat și ne-a dat învățătura Lui fără egal. Pentru că prin Fiul ne-a oferit lucrări pe care nu le-a oferit niciodată prin niciun alt om. Și pentru că prin Fiul, prin învierea Lui, ne-a certificat faptul că El este Dumnezeu adevărat și ne-l avem răscumpărarea și viața veșnică prin simpla credință și pocăință. Și acum vreau să spun că Dumnezeu a făcut ceva mai mult. Dumnezeu știe că avem probleme cu credința. Știe că suntem incapabili să ne pocăim și să credem. De aceea, El ne-a oferit posibilitatea să verificăm personal toate adevărurile pe care ni le-a descoperit în Domnul Iisus Hristos. Și asta e o minune. Dumnezeu ne-a dat posibilitatea să verificăm personal dacă ceea ce ne-a oferit în Scriptură și în Fiul Său este adevărat. Ai vrea să știi dacă tot ceea ce ai auzit în duminica aceasta învierii este adevărat? Există o condiție. Să fii gata să acționezi pe baza adevărului care ți este oferit. Am o întrebare pentru tine. Dacă Dumnezeu îți dă posibilitatea verificării, să verifici adevărul Său în mod personal, vei asculta de adevăr, te vei conforma adevărului. Domnul Iisus a spus în Evanghelia după Ioan, în capitolul 7, versetul 17, cuvinte extraordinar de importante.
evrei se întrebau dacă El este Mesia, dacă El este alesul, dacă trebuie să-L creadă în ceea ce spunea sau nu trebuie să creadă. Și Domnul Iisus a spus așa: dacă vrea cineva să facă voia lui Dumnezeu, va ajunge să cunoască dacă ceea ce eu v-am spus este adevărat sau nu. Dacă vrea cineva să înfăptuiască voia lui Dumnezeu, acela va ajunge să cunoască dacă ceea ce spune este adevărat sau nu. Dacă oamenii sunt gata să se conformeze adevărului, a spus El, vor primi adevărul. Tot ceea ce Dumnezeu îți cere este să vrei să faci voia Lui. Și El îți dă posibilitatea să verifici adevărurile sale. Și în acest punct vreau să fac o precizare. Nu contează cât de rătăcit sau de greșit este un om. Dacă are dorința sinceră să împlinească voia lui Dumnezeu, în cazul în care Dumnezeu îi se descoperă, acel om va primi lumina lui Dumnezeu. Și indiferent cât de aproape de adevăr este un om, dacă nu vrea să facă voia lui Dumnezeu, nu va primi lumina de care are nevoie. Și lucrul acesta este adevărat atât pentru cei nemântuiți, cât și pentru cei mântuiți. În cazul celor nemântuiți, dacă sunt gata să facă voia lui Dumnezeu, indiferent de cost, Dumnezeu le oferă adevărul mântuitor. Și dacă nu sunt gata să facă voia lui Dumnezeu, se roagă degeaba pentru lumină. Toți oamenii care merg la biserică și aprind lumini și cer lumină și mai departe, dacă nu sunt gata să facă voia lui Dumnezeu, să se conformeze adevărului, nu primesc adevărul. Dar dacă sunt gata să facă voia lui Dumnezeu, El le descoperă adevărul său. Spuneam că lucrul acesta e valabil și pentru cei mântuiți, pentru noi care stăm aici la cuvântul Domnului. Dacă suntem gata să facem voia lui Dumnezeu, El ne-o descoperă. Și dacă nu suntem gata să înfăptuim voia lui Dumnezeu, ne rugăm în zadar ca Dumnezeu să ne dea lumină și călăuzire. Știi cum poți să te verifici dacă ești gata să faci voia Domnului? Dacă împlinești deja ceea ce știi de cuvântul Său, înseamnă că ești gata să primești lumină nouă. Dacă nu te târguiești cu Domnul, dacă nu interpretezi cerințele sale, ci faci cu bucurie ceea ce știi că Dumnezeu îți cere în cuvântul Său, atunci El îți oferă lumina sa crescândă și vei înțelege voia Lui. Dar dacă nu împlinești ceea ce știi deja din cuvântul Său, nu aștepta să-ți oferă lumină nouă, pentru că tu nu vrei să faci voia Lui. Dacă vrea cineva să facă voia lui Dumnezeu, a spus Domnul Iisus, acela va ajunge să cunoască. Ce mare adevăr, care explică de ce atâția oameni sunt lăsați de Dumnezeu în întuneric. Deși în fața tuturor îi spun, aș dori să cunosc adevărul, aș vrea să fiu luminat, aș vrea și eu să cunosc mai mult. Un exemplu concret. Am citit cu mulți ani în urmă mărturia convertirii unui tânăr soldat ce luptase în războiul de secesiune. Era din Texas, luptase în armata sudistă. Tocmai se terminase războiul și el se întorsese acasă ca invalid de război. După ce s-a întors la Domnul la vârsta de 23 de ani, după ce a venit de pe front, am spus, și-a pus în scris mărturia întoarcerii lui la Domnul și a intitulat-o așa, Necredința mea și ce s-a ales de ea. El declară că nu își amintește când a devenit necredincios, dar bănuiește că lucrul acesta s-a întâmplat la o vârstă foarte timpurie, înainte de a ști ceea ce era necredința. Fusese crescut într-o familie de oameni evlavioși. Tatălui era predicator. Mama era o femeie evlavioasă, dăruită Domnului. Profesorii lui erau și ei creștini, autentici. Nu a citit cărți scrise de atei. Și mai târziu în viață, când a ajuns să citească astfel de lucrări, ele, spune el, nu l-au influențat în niciun fel. Nu se îndoia de existența lui Dumnezeu, nici a lumii spirituale. Nu credea în evoluție. Evoluția era teoria care era la ordinea zilei, apăruse de vreo 10 ani atunci în societatea vestică. Era conștient că omul are un suflet viu care va sta odată înaintea lui Dumnezeu la judecată. Și acum în ce consta necredința lui? El spune așa, că se îndoia că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu. Nu credea în minunile prezentate în Scriptură. Se îndoia de divinitatea lui Iisus Hristos. Mai mult, nu putea să accepte doctrina creștină că Iisus plătise pe cruce pentru păcatele noastre. Știa că această doctrină este în Scriptură, dar se îndoia de adevărul ei. El povestește cum pe vremea când avea vreo 13 ani, în localitatea în care trăia familia lui, a avut loc o trezire spirituală. Mulți oameni, tineri și bătrâni,
au acceptat Evanghelia, s-au botezat. El n-avea niciun interes în cele ce se petreceau în jurul său, dar mulți oameni îndemnau și pe el să se alăture bisericii. Spune el, nu mă simțeam păcătos, nu simțeam nevoia de iertare. De ce să mă alătur bisericii? Acolo erau oameni care spuneau că sunt păcătoși, că sunt pierduți și că prin Iisus au ajuns mântuiți. Zice, n-aveam nevoie de lucrurile acestea. Cei care erau în jurul său îl catechizau în felul următor. Spuneau, dar nu crezi în Biblie? Ba da, răspundea el. Bine, nu crezi în Iisus Hristos? Și el zice așa, într-o doară, ba da. Nu zice Biblia că cine crede în Iisus Hristos este mântuit, spunea oamenii în jurul lui. Ba da, spune el, așa zice Biblia. Și toate răspunsurile pe care el le dădea erau în acord cu ceea ce învățase la școala duminicală. Și în urma răspunsurilor sale, unii ziceau, aici e un tânăr care crede în Iisus Hristos, de ce să nu fie primit ca membru în biserică? Și în urma presiunilor care s-au făcut asupra lui, a acceptat să se boteze, să devină membru al bisericii. Dar el nu fusese convertit. N-a crezut că e pierdut, n-a crezut că are nevoie de iertare și nici scepticismul lui cu privire la Biblie nu a dispărut. Viața lui nu s-a schimbat cu nimic. După o vreme a cerut să fie șters din registrul bisericii, spunând că el nu e un convertit. Frații au spus că toți credincioșii trec așa prin văi de îndoială și este bine să aștepte și să citească Biblia și să se roage. Spune el, am și făcut lucrul ăsta, am citit Biblia de mai multe ori de la început până la sfârșit. Deci am însemnat în Biblie atâtea lucruri care mi se păreau iraționale. După ce a trecut de vârstă de 15 ani, a intrat la facultate și a început să citească tot felul de cărți și de teologie și de ateism. La 17 ani a fost recrutat în armată și înainte de a pleca pe front a cerut bisericii să-i retragă membralitatea, întrucât el nu era credincios în Biblie. Și a plecat pe front. Știți unde se dovedește valabilitatea sau falsitatea concepțiilor pe care le avem? Atunci când ajungem în criză. Lecturile făcute nu i-au oferit nicio lumină pentru suflet și n-au dus nicio consolare. Pentru prima dată a văzut că filozofiile ce distrugeau credința în Biblie nu ofereau nimic pozitiv în locul acesteia. Ar fi dorit să moară pe front, dar dorința lui nu s-a împlinit. Întorsese spatele credinței creștine și nu găsise nimic bun în filozofiile scepticismului. Războiul a determinat-o pe soția lui să-l părăsească și luptele la care a participat l-au făcut un invalid. Dar spunea el, mai mult decât toate acestea, războiul interior îl afecta în mod greu de suportat. Avea dorință să cunoască adevărul, dar nu credea în existența adevărului, un adevăr care să fericească pe oameni. S-a întors de pe front și a jurat să nu mai calce în biserică niciodată. Tatălui a murit cu durere în suflet, știind că este un pierdut. Și mama lui însă spunea el, care mamă renunță? Mama lui a continuat să se roage pentru el. Și a venit într-o zi la el și l-a implorat să vină la serviciile de evangelizare care aveau loc în săptămâna aceea în localitatea lor. Spune el, de dragul ei am acceptat să mă mai duc la biserică în săptămâna aceea. Atât. Și a spus mamei sale, de azi înainte să nu mai îmi cer să mai mă duc la biserică. A mers la biserică, s-a așezat pe bancă, acolo în spate și serviciul acela, spune el, a fost un fiasco. Predicatorul s-a făcut de râs înaintea lui. N-a avut ce să ia din predica acestuia. Dar la sfârșit, predicatorul s-a adresat celor care erau prezenți și a spus așa, ce, tu care stai departe de credința creștină, tu ce ai să te satisfacă? Răspunde sincer înaintea lui Dumnezeu. La care fostul soldat își răspunde sincer, ce, n-am nimic care să-mi dea satisfacție. Ca și cum l-ar fi auzit, predicatorul a continuat. Poți să te gândești la altceva ce nu ai încercat, altceva ce îți oferă promisiunea că îți va împlini viața? Și răspunde în sine ale și zice, nu există absolut nimic ca să mă împlinească. Și predicatorul întreabă din nou, din moment ce nu există nimic să te satisfacă, de ce nu ai vrea atunci să încerci ceea ce îți oferă Dumnezeu? Vrei să pui la test pe Dumnezeu? Ai curajul și sinceritatea să încerci testul experimentat pe care ți-l propun. Și a spus predicatorul, n-ai nevoie de cărți, nu trebuie să mergi în pelerinaj, îți voi spune un verset din Scriptură. Și a spus versetul, dacă voiește cineva să facă voia lui Dumnezeu, va ajunge să cunoască dacă învățătura este la Dumnezeu. Și în acel moment, predicatorul, după ce a citat versetul, a spus, dacă există cineva care vrea să-l pună la încercare pe Dumnezeu, să pășească aici în față. Și zice, m-am sculat și am început să merg înspre partea dinaintea clădirii. Și când l-au văzut toți cei din biserică,
au văzut sculându-se și avansând printre rânduri, au început să strige de bucurie. Și el s-a întors înspre ei, nu voia să dea loc la o înțelegere greșită și le-a spus că el nu s-a convertit, ci el doar vrea să testeze ceea ce a spus predicatorul. Și toți au tăcut. Serviciul acela s-a încheiat. Ultima cântare care a auzit acolo i-a adus aminte de versetul Domnului Iisus Hristos care l-a auzit din copilărie. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Gândindu-se la cuvintele acestea, a spus, Doamne, eu am nevoie de odihnă. Aș vrea să primesc odihnă asta de la Tine. Și a plecat spre casă. A trecut prin bucătărie și cu piciorul lui de lemn a boncăluit pe podeaua bucătăriei și a trecut în camera lui. Un tinerel era acolo în casă, un copilaș pe care mama lui, un orfan pe care mama lui îl creștea, și copilașul s-a dus la mamă și a spus, s-a întâmplat ceva cu el. Zice, l-am auzit fluierând și am văzut că are ochii umezi. El nu cântase de multă vreme. Și mama lui s-a dus, el a intrat în cameră, s-a pus în pat și a luat capul în mâini. Mama lui s-a dus, a intrat în cameră, s-a apropiat de el, el s-a cu mâinile, s-a uitat la fața lui și spune el, am văzut cum fața mamei mele se luminează. Și cu buze tremurând a spus, fiul meu, ce, l-ai găsit pe Domnul? Și a spus, da. A avut o bucurie negrăită și spune el, m-am întrebat dacă dimineața bucuria asta va mai continua în viața mea. În noaptea aceea a citit Călătoria Creștinului de la început până la capăt. Și spune el, în Călătoria Creștinului spune că creștinul a ajuns în țara aceea frumoasă, Beula, și a lăsat în urmă multele încercări, inclusiv palatul acela al deznădejdii sau îndoielilor. Și spune, de aici înainte, pentru mine, castelul îndoielilor a rămas pentru totdeauna în urmă. Cum a ajuns creștin? Cum a ajuns mântuit? A fost gata să facă ceea ce a spus Cuvântul Dumnezeu. Dacă vrea cineva să facă voia lui Dumnezeu, va ajunge să cunoască. Și a spus, Dumnezeule, vreau să testez acest adevăr. Și Dumnezeu i s-a descoperit. Când spunem Hristos a înviat, noi pretindem că credința creștină își poate dovedi credibilitatea într-un mod în care nicio altă credință din lume nu o poate face. Hristos înviat, tocmai pentru că este viu, poate și este gata să răspundă rugăciunii sincere a fiecărui om care caută adevărul și vrea să asculte de adevăr. Și dacă în seara aceasta se exprim dorința să asculte de adevăr, Dumnezeu îți va descoperi adevărul. Prin înviere, Domnul Iisus Hristos, spune Scriptura, a fost înălțat. Omul Iisus Hristos a fost înălțat la poziția de Domn și Mântuitor. Și mă vreau să te întreb, El este Domnul tău și Mântuitorul tău? I-ai adus închinare? L-ai proclamat așa ca și Toma să-i spui Domnul meu și Dumnezeul meu? Prin înviere, Iisus ne-a dat viață nouă. Și vreau să te întreb, viața ta a schimbat-o, Domnul Iisus? Ți-a dat și ție în dar o viață nouă? Prin înviere El ne-a dat o nădejde nouă, o nădejde vie, o nădejde neînșelătoare. Ai această nădejde, trăiești cu ea în fiecare zi, aștepți în tăcere, chiar prin suferințe, arătarea slavei Marelui nostru Domn și Mântuitor Iisus Hristos și te bucuri în nădejdea glorificării? La înviere, Domnul Iisus Hristos a cerut celor mântuiți de El să-L mărturisească. Și vreau să te întreb, tu îl mărturisești pe Domnul Iisus? Dimineață citeam în buletinul bisericii, printre altele spunea, cel care scrie articolul zice, folosește-ți autoritatea învierii. Noi avem o autoritate. Noi cunoaștem puterea învierii Domnului Iisus Hristos. Puterea aceea învierii care a schimbat viața noastră poate să schimbe și viețile altor oameni. Dacă suntem gata să-L mărturisim pe Domnul Iisus Hristos. Și demnul pentru fiecare din noi este să trăim în așa fel, să oferim o asemenea mărturie. Întru oamenii văzând viața noastră schimbată prin puterea învierii Domnului Iisus Hristos să dorească și ei să cunoască această putere a învierii. Fie ca Dumnezeu să manifeste prin noi toți puterea învierii Domnului Iisus Hristos, ca în felul acesta lumea necredincioasă să ajungă să-L cunoască pe El singurul Mântuitor. Amin. Săptămâna asta care a trecut am stat la masa Domnului joi seara, a fost joia mare. Duminica viitoare este prima duminică din luna aprilie
și vom sta din nou la masa Domnului. Aș vrea să ținem în minte lucrul acesta, să ne pregătim cu inimile și de asemenea să ne aducem aminte că în prima duminică din fiecare lună aducem darurile noastre la casa Domnului în mod deosebit ca să ne putem plăti datoria la bancă. Am ajuns la sfârșitul acestei prime zile a săptămânii, a sărbătorii noastre de astăzi. Fie ca bucuria aceasta învierii Domnului Iisus să continue să fie cu noi întotdeauna, în fiecare zi. Haideți acum să ne ridicăm, să cântăm cântarea Mărireției Iisuse. După ce vom cânta cântarea aceasta, rog pe fratele Corda să ne conducă cu voce tare în rugăciunea de încheiere. Tatăl nostru care ești în ceruri, în numele Domnului Iisus Hristos, Mântuitorul nostru scump, îți mulțumim pentru învierea Lui triumfătoare, pentru biruința Lui peste moarte și pentru lucrarea minunată de mântuire care a desăvârșit-o pentru noi. Îți mulțumim în această seară pentru cuvântul Tău care ne-a reamintit aceste adevăruri eterne. Te rugăm să ne ajut să le strângem în inimă, să le păstrăm în sufletul nostru și în săptămâna care intrăm, să umblăm din biruință în biruință, prin biruința Lui peste moarte. Amin. Te rugăm în numele Domnului Iisus Hristos să ne ajut să trăim astfel de vieți,
încât cei din jurul nostru să vadă că suntem răscumpărații tăi, că suntem cei iertați, cei adoptați, cei înfiați în familia ta, cei ce au o speranță și un viitor. Anticipăm ziua binecuvântată în care vei veni pe norii cerului și mă rog pentru toți cei prezenți în seara aici, în această seară, să-i ajut să trăiască viețile în așa fel încât fiecare să fie gata pentru acea zi glorioasă și niciunul de aici să nu fie lăsat în urmă. Binecuvântă-ți poporul, binecuvântă comunitatea românească. Ai milă de noi, Doamne. Te rugăm, adu pace unde trebuie să existe pace. Te rugăm, adu iertare unde trebuie să iertăm. Și te rugăm, ajută-ne să ne zmerim. Ajută-ne să ne luăm crucea în fiecare zi și să umblăm smerit cu tine. Ai milă de noi, Doamne. În numele Domnului Iisus te rugăm. Amin. Amin. Și harul Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Tatălui din ceruri și împărtășirea Duhului Sfânt să fie și să rămână cu noi. Amin. Amin. Înainte ca să plecăm, vreau să vă aduc aminte că sâmbătă la 10 este nunta sorei Ligia Candreanu. Toți cei invitați să-și aducă aminte să fie la nuntă. Domnul să vă binecuvânteze.